Incendiul a fost însoțit de o degajare masivă de fum, pentru care s-a transmis mesaj ro-alert pentru municipiul Ploiești. Hala în care a izbucnit incendiul are aproximativ 2000 de metri. În interior se aflau reziduri de produse petroliere. Intervenția s-a făcut cu 6 autospeciale de stingere, o autospecială de salvare de la înălțime, un echipaj SMURD și 2 autospeciale de primă intervenție și comandă. În total au acționat aproximativ 33 de subofițeri și 4 ofițeri din cadrul ISU Prahova. La final, pompierii au stabilit că incendiul s-a produs cel mai probabil ca urmare a efectului termic al metalului topit în contact cu rezidurile petroliere aflate în interior.